poate ținem legătura pe câteva studii. Ok, sigur. Deci după ce ne întârzie de la 30 la, de la 25 le punem direct. Stai? Să dea drumul la strategia climatică și la comisia care trebuie să facă strategia climatică. E o mai strategie, dar trebuie actualizată, clar, adică... Bun, da, până în 2020 ar fi. Planul de acțiune. Ok. Oricum trebuie actualizată. N-am pus microfoane, cred că ne auzim așa, că asta era ideea să... Da, eu sunt sceptică în Comisia pentru schimbări climatice. Mame, e greu. V-ați văzut de mult. Gata, începem. Dar văd că ne adunăm tot mai mult, nu știu, va trebui să mai spargem pereții sau... Nu, gata, până acolo, gata. Bun. Ah, scuze, asta e bine, n-am vrut să-i chem pe toți de afară. Mă rog, noi am început acum, ia treia întâlnire. Prima a fost să discutăm ce vrem, a doua a fost, am luat o temă, sănătatea, că era atunci foarte strigă, durută, mă rog, ea e durută, ne doare. În continuare și acum că am înțeles că mai de când a apărut, îmi spunea Costi, de când a apărut textul New York Times, ne-am dat seama că avem, până atunci ne-am dat seama, se pare că avem probleme cu aerul. Și Florin a propus această temă, o să explice câteva cuvinte. Ideea să ne întâlnim să discutăm temele care sunt durute și sunt destul de multe. Florin, mai departe. Salutări! În seara o să vorbesc fix 2 minute și jumătate, pentru că tema este de la sine înțeleasă. Ce am încercat să propunem pentru această seară este mai degrabă o încercare de a formula această problemă. Sigur, nu o să putem să rezolvăm niciun fel discuția, doar măcar să o pornim și să o facem într-un fel cât mai articulat posibil. De aceea am propus această temă despre poluarea din București, despre care iar nu e nevoie să vorbim, pentru că este deja isterie pe acest subiect și sunt convins că o să discutăm foarte mult în această seară. Dar ideea era de a discuta despre poluare în context mai general al schimbărilor climatice, pentru că și fără să anticipez discuția, sigur că e important ce se întâmplă acum și care sunt cauzele poluării din București din ultimile zile sau din ultimile săptămâni. Dar în același timp, poluarea asta din București și din marile orașe ale României trebuie pusă într-adevăr pe acest context mai amplu al schimbărilor climatice, fără de care nu putem să înțelegem cumva ce se întâmplă. Și legătura dintre ele este extrem de importantă. Și cumva, de fapt, asta este miza acestei întâlniri. Putem să discutăm și să avem dezbateri, inclusiv pe modul de formulare acestui subiect, dar cel puțin asta era orizontul întâlnirii din această seară. Mă bucur foarte mult că cu noi este doamna Roxana Bojariu, care este coordonatoarea Departamentului Climatic de la Agenția Națională de Administrația Națională de Meteorologie, care ne va ajuta în următoarele minute să formulăm această problemă, să deschidem niște teme de dezbatere și apoi fiecare să intervină cu propriile perspective și eventual întrebări. O să încerc să moderez această discuție cât mai bine posibil ca să aibă toată lumea timp să vorbească și să spună părerea. Dar până atunci aveți cuvântul. Mulțumim mult că ați participat și în această seară la întâlnirea noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. E foarte interesant întotdeauna să treci dincolo de pătrățica ta și mai ales pe subiecte de tipul acesta în care omul de știință deja trebuie să rapid să facă transferul către societate și către factorii de decizie. Eu sunt fizician și colegii de-ai mei fizicieni care studiază fizica particulelor sau fizică teoretică, fizică astrofizică, au cu totul altă perspectivă. Și perspectiva lor e aceea că stau într-o comunitate, au un limbaj al lor și în comunitatea respectivă își validează între ei toate descoperirile și apoi din comunitate ies lucrurile afară din ce cercetează într-un ritm natural, dar destul de lung și destul de complicat, se publică, se dezbate într-o comunitate mai largă ce se publică, iar se revine, se verifică, iar se trece prin comunitatea științifică. Ori așa se făcea știință peste în toate domeniile până acum, eu știu, câteva decenii. În domeniul ăsta al
schimbării climei, al climei în general, dar și al domeniilor conexe, deja nu se mai poate face știința așa. Trebuie să studiezi, lucrurile se schimbă în timp ce studiezi, tu trebuie să-ți validezi ceea ce găsești, dar mult mai rapid și să faci transferul foarte rapid către societate, accelerat într-un fel. Nu mai poți lăsa lucrurile să meargă la lung. Deci e foarte important ca noi să ne întâlnim cu societatea, adică dumneavoastră. E un lucru care, în afara României, e relativ mai ușor, pentru că nici acolo nu e ușor, dar oricum, acolo există jurnalism de știință, separat de jurnalismul, eu știu, politic, extern, intern. Acolo există modalități mult mai diversificate de a aduce cercetătorul în societate, dar nu mă plâng nici aici, pentru că, uite, de exemplu, acum suntem împreună, am vrut doar foarte rapid să înțelegeți de ce cred că e necesar ca cercetătorii, câți au mai rămas, pentru că și anul ăsta avem 0,13% din produsul intern brut pentru cercetare, atât am avut și anul trecut. Anul ăsta trebuia să avem, conform a ceea ce am zis la Bruxelles, 1%. Aici vă cer eu sprijinul ca cercetător, să înțelegeți că clasa politică, toată, toți, nu sprijină, nu doar că nu sprijină, deci au dus cercetarea în cap, da? Și, practic, se pune iarăși problema supraviețuirii noastre așa cum era în anii 90. Deși orice stat normal, la cap, da? Adică normal în administrație, investește în cercetare. La noi cifrele scad și nu se poate să vii cu soluții de administrație fără să fie fundamentate științific. Decizia politică, e adevărat că o ia politicianul, că l-am delegat, dar ea trebuie să aibă niște fundamente. Orice decizie politică trebuie să aibă o fundamentare științifică. E adevărat că nu doar partea de știință, dar aia e esențial. La noi nu se întâmplă așa, deci e un dezastru total și aici vă cer eu ajutorul mai departe, cumva să ne ajutați pe noi cercetătorii să supraviețuim și nu știu dacă să mai și ne mulțim, dar clar să supraviețuim vremurilor în care noi ar fi trebuit să dăm direcția. Dar a fost 0,18 anul trecut în sub-PSD. Da, 0,13. A fost 0,18, acum 0,13. Nu, a fost 0,18, atât s-a dat, dar s-a executat 0,13. A, deci s-a executat și mai mult decât s-a dat. Vă spun sigur, pentru că fac parte dintr-o asociație a cercetătorilor, ADASTRA, și acolo se discută temele astea, nu neapărat că eu am stat să buchisez, dar a fost o problemă care s-a discutat mult, deci execuția a fost, din păcate, da. Nu vă spun că, în fine, nu vreau să mai spun că, bine, cercetarea depinde de spațiul academic, depinde de învățământul liceal, depinde de cel gimnazial, lucrurile se leagă, peste tot e dezastru. Închid paranteza motivațională și revin la tema noastră, poluare, schimbare climatică. E foarte interesant cum în general, în afara comunității științifice, termenul de poluare este extins și pentru gazele cu efect de seră, cumva, și de multe ori se spune poluare atunci când lumea se referă la aceste gaze cu efect de seră, deci la încălzirea globală, la fenomenul global. Pe de altă parte, în comunitățile noastre diverse, comunitatea celor care studiază clima, în general, stătea cam deoparte de comunitatea celor care studia numai poluarea. Evident că asta se întâmpla acum ceva ani. Acum, evident că lucrurile merg împreună din ce în ce mai mult. Și ca să înțelegeți mai bine, atunci când vorbim de poluare, științific vorbind, e vorba de un fenomen local sau regional cauzat de surse de emisii care sunt aceleași, cam aceleași ca și sursele care emit gaze cu efect de seră. De aici confuzia uneori. Dar în cazul poluării ai de-a face cu aceste particule care pot să fie solide sau lichide, cu diametre mai mici de 10 microni, mai mici de 2,5 microni,
pe de altă parte ai de-a face și cu emisii de oxid de azot, de oxid de sulf, de compuși organici, deștia, benzenul din... Dar interesant e că aceste substanțe sunt emise prin arderea completă sau incompletă a combustibililor, care pe de altă parte dau și dioxid de carbon, dau și metan și evident ai și acolo particule care îți influențează climatic lucrurile, cum e carbonul care poate să-ți determine absorpții și să-ți modifice multe lucruri în sistemul climatic. Deci e o legătură clară între fenomenul la scară locală și fenomenul la scară globală. În general, sursele acestea, deci, sunt aceleași, arderea combustibililor, numai că pe partea de poluare directă ai mai ales particulele acestea, dar și oxidul de azot și ozonul. Oxidul de azot e și el gaz cu efect de seră și ozonul e gaz cu efect de seră. Deci lucrurile aici se învârt, ca să înțelegeți mai bine. Puteți să, paranteză, puteți să mă întrerupeți oricând doriți dacă ceva e neclar în ce spun. Încă o paranteză, am și o prezentare, cei care doresc să... O să trimite pe grupul de întâlnire. Da, exact, exact. Așa, deci, în general, orașele, acolo unde avem concentrații de activități, unde avem aglomerări de populație, sunt cele care dau surse de emisii în cele două cazuri, surse importante de emisii. Cu problema că în orașe ai efecte colaterale care sunt date de mediul artificial al orașului, faptul că ai izolat solul cu asfalt, cu clădiri, faptul că ai o anume arhitectură și o anume linia orașului care iarăți îți aduce o cantitate mai mare de căldură în oraș față de exterior, e așa numită insula de căldură a orașului. O avem și noi foarte clară în datele satelitare, dar și în datele de observații la stații. Ori lucrurile astea vin și amplifică anumite fenomene și pe partea de poluare locală, pe de-o parte, dar evident că orașele funcționează și ca mari surse de emisii de gaze cu efect de seră. Foarte pe scurt, cei cu efectul ăsta de seră, care practic e vinovatul pentru schimbarea climatică actuală, pentru că au mai fost și alte schimbări climatice în trecut, dar pe alte scări de timp și cu alte cauze, evident. Efectul de seră este un efect natural și apare acolo unde ai în atmosferă anumite gaze, așa numite radiativ active, adică cele care lasă să treacă lumina directă a soarelui, dar absorb din radiația emisă de suprafața încălzită. Și atunci ai din ce în ce mai multă căldură în sistem și, evident, asta înseamnă o perturbație, sistemul să ajungă la echilibru, se duce pe o nouă stare unde, evident, ai alte caracteristici ale mărimilor climatice, medii și extreme. Dar efectul ăsta natural care a făcut posibil apariția vieții, pentru că a ridicat temperatura la suprafață cam cu 33 de grade, din păcate în ultimii 200 și ceva de ani a fost efectiv amplificat foarte mult de arderea combustibililor fosili. Combustibil fosil creați de natură în sute de milioane de ani. Deci vedeți ce scurtcircuitare a ciclurilor naturale pe care omul a reușit să o facă. De-aia mulți zic că trăim în antropocen, omul a ajuns factor geologic și, mă rog, fără să vrea, dar lucrurile sunt, stau așa. Deci, gaze radiative active sunt dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot care e și poluant, ozonul, care e și poluant, e poluant la suprafață, pentru că ozonul în straturile de mare înălțime ale atmosferei are un rol benefic, pentru că acționează acolo ca un scut împotriva radiației ultraviolete. Dar la suprafață, ozonul care apare prin interacțiunea dintre alți poluanți și radiația solară, molecula de ozon e formată din 3 atomi de oxigen. Ozonul ăsta se combină cu particulele poluante și așa iese smogul ăla, pe care l-ați văzut acum o zi, da? Deci pâcla aia nenorocită, care e extraordinar de dăunătoare pentru sănătate.
la fel ca și particulele astea solide sau lichide separat luate, care la rândul lor pătrund și ele prin, până în alveolele pulmonare. Unii mă întreabă, bun, dar de exemplu transporturile de praf saharian, ce-i cu el, ăsta e... Nu, nu e atât de dăunător, pentru că bobul e mult mai mare pentru acel transport. Praful ăla saharian, practic, are dimensiuni mai mari de 10 microni de obicei și atunci îl vezi pe mașină, dar nu prea ți intră în plământ. Din contră, ăla e benefic, de exemplu, pentru sol și trece Atlanticul și aduce și crește pădurea amazoniană, de exemplu, pentru că aduce acolo nutrienți care nu se găsesc local. Chiar și la noi, când ai transport de praf saharian, practic e ca elemente pe care solul nu le are în mod obișnuit și atunci vegetația crește mai bine. Asta ca iarăși o paranteză. Dar, cum vă spuneam, acest efect de seră, care există în mod natural, este intensificat de om prin arderea, mai ales prin arderea combustibililor fosili, nu numai, dar asta e cauza principală. Vreau să spun că și vaporii de apă sunt gaz cu efect de seră, numai că vaporii de apă, intrând în ciclul acesta al apei, cu evaporație, cu precipitație, ciclul acesta practic face ca lucrurile să se echilibreze și nu există decât un efect indirect al vaporilor de apă în cazul creșterii temperaturii medii globale, adică al intensificării efectului de seră. Deci, cel mai important gaz în partea asta de schimbare climatică e dioxidul de carbon, pentru că este un gaz care nu prea intră în reacții fotochimice, nu prea e îndepărtat ușor din atmosferă, se acumulează relativ ușor. Metanul, de exemplu, are un timp de viață mai mic în atmosferă pentru că intră în niște reacții cu radicalii ăștia, nu schimbiți, dar, mă rog, așa că cu radicalii ăștia de oxigen-hidrogen, da? Și alți compuși care sunt, poate au un efect chiar mai mare, dar au timp de viață mai mic în atmosferă. Acum, pe de altă parte, la poluare. La poluare ai monoxidul de carbon care rezultă și el. Monoxidul de carbon în atmosferă se transformă după un timp în dioxid de carbon. Deci legăturile sunt între surse foarte clare. Lucrul ăsta înseamnă că dacă vrei să faci ceva pentru planetă, între ghilimele, că de fapt nu faci pentru planetă, planeta se reechilibrează cu sau fără noi. Dar să zicem, vrei să faci ceva global, practic tu ai beneficii locale, pentru că sursa și pentru poluanții ăștia, chiar că poluanții uneori diferă, dar uneori sunt comuni. Și atunci, dacă tu reduci emisiile, practic ai o acțiune benefică globală, se adună, mai ales că orașele au activități foarte mari de emisii de carbon, au o amprentă de carbon mare, iar pe de altă parte ai beneficii legate de calitatea aerului. Deci lucrurile, din fericire, merg de obicei, nu întotdeauna, dar de obicei împreună. Și atunci merg împreună și în aspectul în care, pe de o parte, ai probleme de sănătate publică mari de la poluare și e clar pentru toată lumea, dar ai efecte de sănătate publică, poate aici mai puțin știute, de la schimbarea climatică globală care se proiectează local. Da? De exemplu, ai valurile de căldură care sunt mai intense, mai persistente și ele îți aduc un efect termic care vine la pachet cu calitatea proastă a aerului. De ce? Condițiile pentru val de căldură în sezonul cald înseamnă cer senin, presiune mare, înseamnă exact condițiile care strâng poluanții pe oraș. Și atunci ai un efect cumulat. Pe de o parte ai și efectul termic, dar ai și efectul de calitate proastă a aerului. Și atunci, din păcate, sănătatea publică este cu atât mai mult afectată și pe plan local și pe plan, să zicem, mai general, plus efectul de insulă de căldură pentru marile aglomerări urbane și de aici nevoia de a merge coerent pe căi care să elimine aceste surse până la urmă, pentru că ele dau și poluare local și regional,
îți vin și cu amprentă mare de carbon, cu probleme la nivel local. Acum, în ceea ce privește Bucureștiul, avem insulă de căldură, avem emisie, ați văzut că avem smog, da? Deci în Londra smogul a început să nu mai fie, deci e un fenomen rar, nu mai e și acolo, dar oricum din ce în ce mai rar. În schimb, noi care citeam acele povești dickensiene cu o Londră mohorâtă în care aveai crimele celebre, așa, e, nu mai e așa, știți? Adică la noi cumva s-a mutat. De ce? Noi pentru suntem dickensieni acum. Da. Din păcate, avem această abordare foarte păguboasă de a merge și a face aceleași greșeli pe care le-au făcut alții înaintea noastră, noi numind asta evoluție spre ceva. În fond, noi ar fi trebuit să facem salturi și să sărim peste niște probleme pe care le-au avut alții, pentru că le-am văzut clar în istorie, da? Și puteam să facem lucrul ăsta. Încă putem să facem și acum. Avem o fereastră de oportunitate, nu știu cât o mai avem, dar fără salt, fără acest proces neliniar de evoluție, nu vom putea niciodată să fim cu adevărat în rând cu Europa, da? Mereu vom fi liniar așa, dacă mergem liniar și spuneam, a, nu, stați puțin, că nu reducem emisiile, nu renunțăm la carbon pentru că vrem să ne dezvoltăm. Stop! Dezvoltarea acum nu se mai face așa. Trebuie să profităm că se resetează pe plan mondial căile de dezvoltare, începe să se reseteze pe plan mondial felul în care economia funcționează, în care societatea funcționează, ori noi ridicăm mâna și spunem, știți, noi vrem să ne dezvoltăm ca acum 50 de ani, ca acum 100 de ani. Deci e o greșeală foarte mare. Atunci când vin politicienii și vă spun a, nu, pactul ecologic european e o nenorocire. E o nenorocire pentru România și, cum spunea Băsescu, să vedeți că mai ies vreo 3-4 țări din Europa. Păi s-ar putea să iasă, dar vai de capul lor. Înseamnă că efectiv rămân singure, se autoexclud dintr-o cale de dezvoltare. Și se putea și altfel. Gândiți-vă cum a fost cu internetul, da? Noi am pornit de la zero și atunci am ajuns cu cea mai bună tehnică, cu viteze foarte mari la internet. Eram, acum poate nu mai suntem chiar pe locul 2-3, dar pe locul 5-6 tot suntem încă cu viteza. De ce? Pentru că atunci când am introdus internetul, l-am introdus la tehnologia cea mai tare și lucrurile le-am făcut fără o istorie, fără să trecem niște etape, am ars niște etape, da? Ceva, bine, acum evident e un exemplu simplificat și e mult mai complexă trecerea de la un tip de economie consumeristă la tipul de economie circulară, la un tip de cultură în care valorizezi aici și acum, la un tip de cultură în care încerci să mergi cu natura, nu împotriva ei. Dar e ceva în exemplu ăsta care ar putea să ne arate cum să facem saltul. Deci saltul nu îl faci urmând în pași exact ceea ce a fost în trecut, da? Ci încerci să profiți de resetare, pactul ecologic, de exemplu, care nu e perfect. Sunt foarte puțini bani acolo. În 10 ani, 1000 de miliarde de euro, dar gândiți-vă că în criza din 2008 încolo s-au băgat în bănci să fie salvate 4000 de miliarde de euro, de 4 ori și ceva mai mult, da? Și nimeni n-a plâns că vai, de unde banii, da? Aici, dar mă rog, asta e o paranteză. Deci, pe scurt, cam asta ar fi. Acum, ce aș mai putea spune? Lucrurile sunt legate, avem beneficii comune și pe parte de sănătate publică dacă reducem aceste arderi de combustibil fosil, mai ales prin transport, dar nu numai, dar avem beneficii și la nivel global, deci lucrurile merg împreună. Problemele sunt cu atât mai mari în aglomerările urbane, și ar trebui să facem saltul. Deci cam asta ar fi rezumatul la ceea ce cred că poate ar fi interesant să discutăm. Cine sunt agenții SALT? Păi suntem noi toți. Hai să vedem. Foarte importanți sunt politici. Nu, hai să o luăm așa.
cetățenii care delegă, nu spune cineva mai e bun la română, delegă, da? Puterea politicienilor, da? Politicienii sunt foarte importanți, numai că ei trebuie să ia deciziile informate științific. Aici vin cercetătorii și pun pe masa lor toate datele, dar și soluții de toate tipurile din care ei să aleagă, pentru că nu cercetătorul impune, ci e vorba de alegerea politicianului delegat să o facă, pentru că deocamdată suntem în democrație reprezentativă, nu în cea directă. Pe urmă, foarte important e sectorul de business, evident, pentru că e latura dinamică a societății. Trebuie să vorbești și cu ei. Trebuie să fie o negociere între toți ONG-urile. Sunt cele care urmăresc procesul ăsta după mine și avertizează, sunt avertizorii din societate. Dacă ei observă că pe lanțul ăsta al deciziilor ori nu e informată științific, ori e dezechilibrată, ei trebuie să sară în sus și evident și ei trebuie puși la masă. Sunt niveluri foarte multe, nivel de comunitate locală, dar ai nivel național, dar ai Europa, dar ai tratatul de la Paris care e global. Toate lucrurile astea trebuie luate împreună. Deci, practic, nimeni nu e în afara jocului, dar jocul ăsta trebuie jucat efectiv, adică în mod foarte serios și în mod sistematic. Nu cu strategii pe hârtie, asta e clar. Deci noi suntem cu strategiile pe hârtie, că și în strategia cercetării, acum aveam 1%, eram cu 2% de la privat, aveam 3%, eram ce să mai, eram în 2020, așa arăta, da? Deci o strategie, și partea, strategia climatică, iarăși, deci e o mare, mare problemă, pentru că, din păcate, ceea ce văd eu la nivelul de administrație centrală e că toți așteaptă brânciul de la Bruxelles, da? Așteaptă brânciul de la Bruxelles. 2. Așteaptă să pun în siajul altora. Stai, noi să stăm acolo. Dar tu nu poți să te pui în siajul Poloniei, de exemplu, când Polonia își face energia electrică din 80 și ceva, 90% cărbune, iar România își face energia dintr-un mix mult mai echilibrat, 25% cărbune. În rest mai are și poate să facă și mai multe lucruri, da? De exemplu, pe partea geotermală. Dar noi stăm în siajul polonezilor. Vă spun din experiența mea, polonezii au un aparat extraordinar de bine pus la punct, au niște experți foarte serioși cu care negociază extraordinar de bine, da? Și sunt, până la urmă, veniți cam din același tip de evoluție istorică ca și noi, nu? Dar, într-adevăr, ei negociază cu adevărat la Bruxelles, bineînțeles că au alte obiective. Noi nu putem să stăm în siajul polonezilor, e clar. Adică toate lucrurile astea sunt să faci pluta, îți mai dă Bruxelles-ul câte un vânt așa, câte un val, nu ajungem nicăieri, nu ajungem nicăieri. Deci e o fereastră de oportunitate schimbarea asta acum. Dacă putem să prindem ritmul, atunci, da, am câștigat istoric vorbind. Dacă nu, nu se mai pune problema că suntem viteza a treia, a patra a Europei. Nu mai suntem deloc. Adică, da. Adică, scuze. Sigur. Că deschidem deja atunci. Da. Vreau să vă rog, dacă puteți un pic să ne spuneți care sunt, care e funcția propriu-zisă a administrației meteorologice și care sunt capacitățile ei instituționale. Da. La ora actuală. Da. Administrația meteorologică are, printr-o lege de înființare, ca misiune, apărarea cetățenilor și a bunurilor în domeniul ăsta al fenomenelor meteorologice și climatice. Și are capacități și misiuni legate de monitorizare. Avem o rețea întreagă, o rețea care este împărțită în centre regionale. Rețeaua de stații meteorologice este completată cu o rețea de radare, care și ea se va actualiza, se va upgrada. Avem și sondaje, din păcate ele s-au redus în general și asta e un fenomen global, iarăși unde vă cer ajutorul ca specialist.
pare destul de bine. Din păcate, partea de monitorizare extrem de importantă pentru știință, pentru meteorologie, prognoză, climă, da, pentru tot, e scumpă. Și atunci tentația este să treci la soluții cât mai ieftine. A scăzut numărul de stații obișnuite, s-a trecut pe stații automate, poate nu cele mai bune, dar stațiile automate fără operatori nu dau aceeași calitate și trebuie menținute și ele. Da? Din păcate am avut trei locuri unde se făceau sondaje, adică se luau date pe verticala atmosferei cu baloane umplute cu hidrogen care au un device și măsurau temperatura, precipitațiile, umezeala. Baloanele urcau în atmosferă, bine, la un moment dat se spărgeau, dar până atunci ele transmiteau toate datele. Se făcea un astfel de radiosondaj la Cluj, la București și la Constanța. La Cluj și la Constanța nu se mai face, e foarte scump. Iar la București, peste tot în cele trei locuri, pe vremea, pe lumea cealaltă se făceau, da? Deci nu... Da, da, da. Iar... De păcă de ciuma roșie. Poftim? De păcă de ciuma roșie. Da, mă rog, nu știu. Da. Eu știu. Da, nu. Deci, și atunci se făceau, practic, câte? Șase sondaje. Se făceau ziua și noaptea. Acum se mai fac două, numai la București. Da? E o tendință generală, toți, chiar și țări dezvoltate, au tendința asta de a tăia din costurile monitorizării. E o problemă mare. O fac o paranteză aici. Ah, da, nu, nu mai fac paranteză, că n-ajungem nicăieri. Adică s-ar putea să ia prea mult timp. Foarte important. Deci cam asta facem noi. Și facem monitorizare, facem prognoză pe termen scurt și mediu, facem prognoză, n-au casting aia cu anticipație imediată, facem cercetare, facem și activități de servire, cum să spun, a publicului. Da? Avem cu universitățile, își fac teze de doctorat, le dăm date. Vor să-și facă o fermă eoliană, ne cer date, le dăm date. Vor, deci e și aspectul ăsta, să zicem, comercial, pentru că vreau să știți că structura noastră, e foarte ciudată, suntem regie autonomă, da? Deci asta e o găselniță, regie autonomă, pentru a putea să ai filă de buget, șefimea, directorimea, să taie și să spânzure, să-ți spună ție în față pe plantația ta meteorologică acolo că știi ce?